Domnul doctor Ovidiu Empeneș ni s-a alăturat. Bună dimineața. Bună dimineața. Discutăm astăzi despre una dintre cele mai întâlnite afecțiuni, sinuzita, dar și despre faptul că o sinuzită netratată poate duce până la moarte. Haideți să începem mai întâi cu definiția sinuzitei, de fapt. Despre ce este vorba ce în această afecțiune? Ce e sinuzita? Hai să vedem ce sunt sinusurile, pentru că toată lumea vorbește de sinuzită, toată lumea, mai ales când are o durere de cap, acuză sinuzita asta de probleme, dar nu știm că există sinusuri, și anume niște cavități osoase în masivul facial, adică în oasele noastre, oasele feței, din partea anterioară a capului, avem niște cămăruțe pline cu aer. Sigur că de-a lungul timpului medicii s-au întrebat de ce ar fi nevoie de aceste cămăruțe. Ele au rol și în fonație, au rol și în încălzirea aerului care intră pe nas. O să vedem că la diverse populații, la populația de culoare, au o anumită formă pentru că nasul are anumită formă, la populația albă au altă formă pentru că și nasul este mai lung, la cei care trăiesc în zone reci, nasul e mai lung și atunci sinusurile au altă formă și rol de încălzire mai mare. De asemenea, se pare că, pentru că sunt umplute cu aer și sunt niște cămăruțe, ajută și la dinamica capului și a ușura partea anterioară a masivului cranial. Pe înăuntru acestor foițe, în interiorul lor, există o mucoasă. Mucoasa asta e bine vascularizată și fiind așa un țesut, ea are, bineînțeles, rol în încălzire, înfonare și așa mai departe. Dacă apar infecții în zonă, cel mai frecventă cauză de probleme ale sinusurilor, și o să vedeți că avem sinusuri maxilare, care sunt situate în zona asta a feței. Da. Da? Și, în general, protejează și rădăcinile dinților superiori de contactul direct cu exteriorul și mai ales inervația acestuia. Avem sinusuri frontale, care sunt la nivelul frunții și sunt cămăruțele, așa o să le vedeți situate, sfenoidale și etmoidale, care sunt undeva în zona asta și mai profund, deja cumva în partea inferioară și posterioară a ochiului. Sunt trei tipuri de sinuzită. Sinuzită acută, subacută și... Și cronica, nu? Da. Când ea durează de foarte mult timp și problema s-a cronicizat. Ideea e că avem acest cămăruțe și această mucoasă pe suprafața cămăruței. De ce spuneam că e în contact, practic, sinusul de inferior e în contact cu dantura? Pentru că o infecție dentară poate să ducă la o infecție care să urce și să umple cu puroi, deci cu produse de leucocite și bacterii, zona sinusului maxilar. E foarte frecventă. Și ce alte această sinuzită? Frecvențe apar datorită nasului, care poate să suferă de deviație de sept. Da. Majoritatea, peste 90% din oameni au deviație de sept, așa se nasc. Alții, datorită unor traumatisme, mai ales în copilărie, agravează această deviație de sept. De altfel, aș vrea să vă arăt cum puteți să vă dați seama acasă. Da. Ne faceți un consult? Da, 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 hai să vedem. Un simplu test prin care noi ne dăm seama că avem sinuzită. Folosim o oglindă, nu? Asta o să vedeți că face și în cabinet orele. Sigur că acolo o să se folosească și fibroscopie optică și orelistul se va uita cu o cameră de luat vederi, va analiza mucoasa, va analiza locurile prin care sinusul redrenează în fosa nazală. Cine vine să... Eu și eu vreau, cu toții vrem. Și suflăm contra unei oglinzi reci, de prealabil ținută la frigider. Asta n-a fost ținută la frigider, dar oricum o să funcționeze. Suflăm cu putere odată la suprafața oglinzii. Așa, ați văzut? Deci, efectiv, mie nu mi se aburește deloc. Decât o nară. Și atunci ne dăm seama că avem deviație de sept în partea respectivă. Ia să vedem la tine. Cred că nici eu nu stau prea... prea bine. Da? Pe cealaltă, că e mai curată, Mircea. Încearcă pe cealaltă parte. E, să zicem că e simetric, nu știu dacă se vede și la cameră, dar oricum mai puțin pe dreapta și mai mult pe stânga. Pentru că, în mod obișnuit, asta înseamnă că una dintre mucoase este foarte îngroșată și nu putem să respirăm în mod egal cu ambele noi. Nazal, deci nasul este, are două jumătăți care teoretic ar trebui să fie identice și canalele prin care aerul vine dinspre plămâni, dinspre trahee, prin fosele nazale, ar trebui să fie de diametru egal, de debit egal. Domnule doctor, în afară de acest test prin care ne dăm seama că avem sinuzită, care asta sunt... nu ne dăm seama că avem deviație de sept. Ok, deviația care sunt principalele simptome ale sinuzitei și cum ne dăm seama că suferim de această afecțiune? Se infectează, da, nasul, să răcim, uneori răcim și începe să sinusul se inflameze, să producă foarte mult mucus. Bun. Da? Mucusul ăsta începe să se elimine prin fosele nazale la exterior, mai ales din sinuzal. Și începem să
avem o secreție purulentă, urât mirositoare, de culoare urâtă, da? Se vede că nu e o răceală obișnuită și că drenajul respectiv al purului respectiv are un alt aspect. E foarte frecvent, foarte abundent, de consistență tare, da? Și foarte văscoasă. Totodată se asociază, o să vedem, cu durerea punctelor sinuzale. Și anume... Și hai să vă arăt... Vă rog! Poftim la... Pacientul Mircea să vedem pregătit? Pacientul, da? Avem puncte dureroase sinusale să vă aici, și colega mea. Da, pentru sinusurile frontale. Aici iară se poate apăsa cu degetul și la, dacă sinusul este inflamat și este dureros, o să vedem că apare durere lancinantă în momentul aplicării. La fel avem pentru puncte dureroase sinusale, deci pentru celelalte. Da. Pentru că da, sigur, trebuie să asociem mai multe semne. O să vedeți că pacientul cu sinuzită, bă, e puroi acolo. Puroiul e dat de infecție bacteriană, infecție virală, infecție fungică, deci uneori și mai rar parazitară, dar puroiul respectiv, inflamația zonei respective dă durere, dă febră și durere de cap. Majoritatea pacienților au durere de cap. Netratată corect, da, sau netratată la timp, ea începe să fie într-un echilibru cu sistemul imunitar și cumva sistemul imunitar să producă niște anticorpi, să nu mai fie perioada acută, devine așa o perioadă subacută, peste 3-4 săptămâni devine subacută și apoi dacă se spune că dacă durează mai mult de 3 luni a devenit o sinuzită cronică. Cronică. Ea e la fel de periculoasă. Vă dați seama, mai ales în faza acută sau în fazele de acutizare, pentru că pacientul va stă sub un jet de aer rece, aer condiționat, la mașină, sau face anumite lucruri sau răcește, adaugă un plus de risc suplimentar și reinfectează zona sau reacutizează sinuzita aia, care la un moment dat se poate sparge sinusul respectiv. Și unde putem ajunge? Mai ales dacă cauză nu se drenează, pentru că sunt pacienți care nu drenează din alte motive anatomice locale sau pentru că inflamația nu mai permite comunicarea cu fosa nazală, puroiul respectiv nu se mai drenează, se acumulează în cantitate mare, durerea este din ce în ce mai mare. Ea pleznește și dacă ați văzut că este situată în jurul ochilor, poate să afecteze globul ocular și pacientul să piardă ochiul. Sau se poate sparge în interiorul craniului și să se producă absces cerebral, abscesul cerebral. Acele sau o infecție cerebrală. Da, citeam, infecție, nu? Exact, care sunt letale. Sunt letale, mai ales în absența unui tratament. Alte ori, puroiul acesta care curge constant. De asta insist asupra prezentării urgente la medic când avem o astfel de problemă, pentru că tindem să nu ne prezentăm. Asigur, drenăm mucusul ăsta, el se duce lânghite pacientul, se duce în posterior spre trahee, mai ales noaptea când doarme și stă cu fața în sus și infectează trahea, infectează și face broncopneumonie, deci probleme pulmonare și am văzut și cazuri uneori când drenajul ăsta se face până în mediastin, adică locul, cămăruța aia unde stă inima așezată între plămâni și mediastinite foarte grave care evoluează din nefericire chiar în ciuda tratamentelor de terapie intensivă și antibioticelor puternice spre moarte. Doamna doctora, sinuzită netratată poate duce și către o meningită, citeam, este adevărat? Sigur că da, cum spuneam, absces cerebral, meningită, da, deci inflamația zonei, da. O să vedeți că sunt și rinitele alergice, care sunt factor favorizant pentru cauza alergică a sinuzitelor și aceste sinuzite, deși au manifestările asemănătoare de durere și de inflamație și de secreții purulente, ele nu sunt însoțite de o bacterie care să producă o infecție. Copiii pot face dar, sinuzită, sigur, domnule doctor? Frecvent fac sinuzitele alergice și copiii frecvent răcesc. Da? Ei se expun, au un sistem imunitar nu tocmai matur, dar și stau mult în comunități și grădinițe și la locurile de joacă, mănâncă de pe jos, în sfârșit, fac foarte frecvent rinite, răceli, rinosinuzite și întotdeauna răspunsul inflamator la ei este mult mai fulminant decât la adult, mai exagerat. Și dacă tot vorbeați de copii că aceștia răcesc și știm că ei răcesc și sunt mai sensibili, cum pot face părinții diferența dintre o banală răceală care poate fi tratată și o sinuzită? Chiar păi, și un adult. Nu știm că răceala trece în 7 zile. Și manifestările astea trebuie să țină 2, 3, 4 zile. Dacă copilul după cele 7 zile a început să rămână cu secreții mucoase sau dacă și în timpul zilelor inițiale copilul este extrem de febril, nu răspunde la tratamentul dat de medicul de familie, ce i-a dat, că uneori se dă sau nu și antibiotic, alteori se dau tratamente de vitaminizare să treacă peste problema virală. Dacă copilul în cele zilele
propuse, s-a vindecat și nu mai are nimic. E ok dacă vedem că persistă problema asta, dacă mucii respectiv sunt în cantitate mare și purulenți și urâți, e bine să se mai uite un medic specialist pe zona respectivă pentru a nu lăsa problema asta netratată. Am înțeles. Deci totul trebuie să mergem la medic dacă vedem că această, sigur că da, acest mucus persistă peste o și săptămână. Și la fel, dacă copilul dumneavoastră observați că are mereu probleme cu nasul, că mereu își suflă nasul și că mereu are mucusul ăla foarte urât, colorat și prezent și persistent, deja avem o problemă și trebuie văzut. Are sau nu are deviație de septum? Control oral copilului trebuie făcut și preventiv. De ce? Pentru că mulți se nasc și v-am spus sau în cursul formărilor creșterii apare deviație de sept. E bine să te duci la ORL odată, copilul spune, are deviație de sept, are polip, nu are polip, că și asta favorizează apariția, da? Nu așteptăm să se producă o infecție a sinusurilor ca să ajungem la ORL. Mergem și odată preventiv. Îmi spuneați că în afară de tratamentul medicamentos, așa în concluzia discuției, ar fi nevoie și de operație până la urmă, care ne-ar sigur scăpa că de, da, dacă cauza de este sinuzită, deviația de sept sau sunt polip sau sunt o serie întreagă de alte modificări de cornete, în sfârșit, din sfera ORL, ele trebuie sancționate chirurgical. Adică trebuie să îndepărtăm obstacolul, să retușăm anatomia locală, astfel încât sinusul să se dereneze. Dacă infecția sinuzală e în faza acută și se întâmplă riscul acela de a ajunge la creier sau în alte părți, ORL-istul o să vedeți că intră cu un ac și drenează cu acul, cu seringa sterilă, printr-o tehnică chirurgicală, drenează tot puroiul acela și apoi ia decizia unei chirurgii. Iată, este foarte important să ținem cont de toate sfaturile noastre și să nu ajungem la o sinuzită netratată care, Doamne ferește, se poate solda cu moartea pacientului. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor. Drag. Trebuie să ne spuneți și unde vă putem găsi pentru mai multe întrebări. Sigur, la Clinica de Aici Management sau pe Facebook. Pe Facebook-ul dumneavoastră, da, Ovidiu Empeneș. Vă mulțumim.